Salutare tuturor! Astăzi mi-au ajuns cuțitele la freză și o să mă apuc să le montez. Să vă arăt modelul. Deci freză de la Maschio, tipul W. Dacă mă aduceți aminte, v-am spus că aveam 7 cuțite lipsă pe partea stângă. Toate erau pe partea stângă. Așa că am comandat. Astăzi mi-au venit cuțitele. Hai să vă arăt. Am luat un set complet, doar că așa arată. Sunt ștanțate, vă, ce văd. Scrie Italia și am așteptat cam o lună și jumătate până mi-au ajuns. Că le aveau în Italia, ziceau la fabrică. O dăduse de comandă și trebuia să le facă. În fine. Au undeva la 500 de grame bucata. Destul de grele. Vom vedea cum se comportă. Dar eu la început nu le montez pe toate. Pentru că am undeva unde va trebui să frezez la început cu ceva pietre mărunte, dar nu, și nu foarte multe, dar sunt câteva. Și am zis să văd întâi cum se comportă. Iar apoi le voi monta pe toate, să se mai consume și astea puțin, că unele mai sunt cât de cât mai bune, mai... Da. Haideți să vă arăt ce am mai făcut la ea. Am modificat aici suporții de care se prinde de tractor. Ei erau puși pe exterior, da? Aici erau puși. Eu acum i-am pus pe interior, deoarece tractorașul este destul de îngust între roți. Iar când prindeam freza, dacă vedeți, acel șurub freca aproape de cauciuc. Stătea așa, foarte puțin spațiu mai era și era șansa la un hop ceva. Hop și freca în cauciuc, se poate vedea câte, pe unde mai freca el. Și nu prea era mulțumit. Așa am mai îngustat puțin distanța. În loc de aici am mai câștigat undeva la 5-6 cm, chiar mai bine. Am schimbat șuruburile care erau mai de capul lor. Așa, iar aici am pus un distanțier. Da? Foarte gros, să nu stea șurubul în aer. Așa, am cumpărat și altfel de șuruburi. Să le pot băga pe tiranții la tractor. Iar acum voi monta cuțitele. Nu o să filmez în timp ce le montez, că e simplu. Pur și simplu, eu am pus șurub, piuliță, piuliță din nou, șaibă Grover. De fapt, șaibă, scuzați, deci șaibe, șaibă Grover și apoi piulița. Sunt două șuruburi, iată se prind. O să le montez pe toate și apoi o să vă arăt la sfârșit cum arată. La freza am mai încercat să văd dacă sunt jocuri. Bara asta pe aici nu se mișcă deloc. Nu sunt scurgeri la grup. Asta la fel se învârte. Ok, deci nu oscila ca freza la tractor, sus jos. E deci e fixă. Așa că nu m-am pus să mai schimb nimic la ea. O voi folosi așa sezonul acesta. Iar în toamnă, dacă e, o desfacem și mai revizionăm pe la ea rulmenții, semeringurile, cam atât, altceva nu prea e de schimbat. Uleiul l-am verificat, este la nivel și la grup aici și în partea asaltă și aici și ulei. Și cam atât. Am terminat de montat și cuțitele la freză. Să vă arăt. Au fost 7 în total. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da. Cam așa vine, acum e completă freza.
siguranță va mărunți mult mai bine solul. Cam atât. Ia.